Natura va fi celebrată în comuna Șoarș. Pentru prima dată în această localitate va avea loc Festivalul Fânului. Evenimentul finanțat de Consiliul Județean Brașov va avea loc pe 30 iulie, iar în cadrul acestuia vor avea loc activități culturale, educative, întreceri cu participarea tinerilor artiști ai comunei și a mai multor artiști din țara Făgărașului. Avem un eveniment în comuna Șoarș pe data de 30 iulie. Eveniment pe care l-am intitulat Festivalul Fânului și constă în două etape. În prima etapă este un concurs pentru cai și partea a doua este un spectacol folcloric. Prin acest eveniment dorim ca să punem în evidență valorile din comuna Șoarș, aici chiar și cele care, de fapt, în acest spectacol, în prima parte, fiind animalele, având o zonă cu multe animale, caii respectivi încercăm să-i punem în valoare. Avem în comuna Șoarș un grup de dansatori, chiar și cântăreți, avem două fete și nu numai, și din zona Făgărașului vrem să promovăm cântăreții și oamenii cu suflet mare. Deci este prima ediție din anul ăsta și prima de când știu eu, adică de când sunt eu ca și primar. Deci va fi prima ediție și sperăm ca și în anii următori să fie în fiecare an acest eveniment. Invitata de onoare a festivalului este Vlăduța Lupău.